Prima etapă a play-off-ului primei ligi de futsal a consemnat un eșec pentru CFR Timișoara. Timișorenii au pierdut la limită cu scorul de 2-3 în fața celor de la CSM Deva. La finalul primei reprize, rezultatul era în favoarea celor de la CFR, însă în a doua parte a jocului, ostilitățile s-au schimbat pe teren, iar echipa adversă a reușit să egaleze și apoi să preia conducerea. Aceasta a fost prima victorie a celor de la CSM Deva în fața feroviarilor în acest sezon. Etapa viitoare, echipa timișoreană se va deplasa la United Galați.